United Galați a învins marți seară pe teren propriu în al doilea meci din semifinalele Ligii 1 de futsal pe FCA Odor Heiu Secuiesc cu 9-2, echipa de plamalul Dunării câștigând și prima confruntare din Hargheta cu 7-2. Astfel, gălățenii s-au calificat în finală, unde vor juca conform așteptărilor împotriva celor de la Auto Bergamo Deva, care au trecut fără probleme în semifinale cu 4-2 în deplasare și 9-4 acasă de CFR Timișoara. Finala se joacă în sistemul cel mai bun din 5 meciuri, primele două partide urmând a se disputa la Deva pe 3 și 4 mai, observatorilor neutri fiindu-le greu să dea un pronostic. Va fi greu și Galațiului. Tinerețea lor contra experienței Galațiului. Mie nu pot să spun, pentru că amândoi antrenori sunt colegii mei, n-aș vrea să fiu de partea nimănui, dar ne dorim să fie o finală frumoasă. Finala dintre Deva și Galați era previzibilă, antrenorul de la Auto Bergamo, Cosmin German, fiind pregătit de înfruntarea cu cei de la United încă de la finele jocului cu CFR Timișoara. Cosmin German, venit de puțin timp la Auto Bergamo, dar care îi cunoaște bine pe gălățeni, le transmite adversarilor că la Deva, unde este un public pătimaș, se câștigă greu și în același timp este optimist în ceea ce privește câștigarea titlului. Nu am nicio preferat, atât că sunt obișnuit să joc cu Galați finalele, dar indiferent cine va veni, va trebui să tratăm meciul la fel cum l-am tratat astăzi și cam greu se câștigă la Deva și o știu din propria experiență că am mai fost contra echipei din Deva și mereu am avut aici meciuri grele, indiferent dacă a avut echipă bună sau nu. Așa că sper în atuul nostru în sală, sper să fie sala plină și sper să aducem un trofeu la Deva, pentru că de asta mă aflu aici. Următoarele două meciuri ale finalei, dacă va fi nevoie de atâtea, se vor juca la Galați, datele de disputare a acestora nefiind încă stabilite. În caz de partidă decisivă, aceasta se va juca la Deva.